Bună dragilor și bine v-am regăsit pe voi cei din Zodia Taur sau care veți ascendentul sau luna în Zodia Taur. Haideți să vedem cum veți sta din toate punctele de vedere în perioada 16-30 noiembrie 2022. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată unde puteți afla absolut tot ceea ce vă interesează în legătură cu viața voastră, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Imediat vom vedea și ce mesaje sunt pentru voi. Vă doriți foarte mult o stabilitate și vom începe cu un răvaș răvaș pentru voi, un mesaj pentru perioada 16-30 noiembrie. Și avem este uimitor cât de mult cât de mult bine poți face foarte interesant și haideți să vedem care este energia pentru prima săptămână din acest interval și avem asul de monede. Asul tuturor posibilităților, tot ce vine concret, stabil, tot ce este palpabil, da? Este suficientă o monedă ca să vă faceți o bogăție. Aici vorbim de noi începuturi foarte stabile, foarte concrete. Faptul că voi, după cum am văzut și mesaj, da? Este uimitor faptul că cât de mult bine poți face, tot binele acestea pe care voi le-ați făcut până în momentul actual se va întoarce în zecet către voi. Și deja se vede cu energia de prima săptămână. Pentru că vă văd foarte obosit și aici vin foarte multe soluții către voi. Vreți să începeți ceva foarte concret, dar nu aveți o un start foarte bun, să spunem. Văd foarte multă oboseală. Stați și meditați asupra unor situații care vin în viața voastră, dar veți avea parte de surprize foarte plăcute, de o situație care se va schimba în bine și vine foarte brusc. Poate aveți de-a face în săptămâna aceasta cu semne de pământ, dar fecioară capricorn sau cu semne de aer, geme, balanță, vărsător. În a doua săptămână avem un șapte de cupe. Vă faceți foarte multe iluzii, visați cu ochii deschiși și asupra unei situații, dar în același timp vă doriți foarte mult un nou început. Vreți să riscați. E vorba de o alegere pe care o veți face în a doua săptămână. Cer un pic scurze pentru vocea mea, dar sunt un pic răcită. Bun, deci veți face o alegere vis-a-vis -vis de o cale pe care vreți să o urmați începând cu a doua săptămână din luna noiembrie. Luați niște decizii și văd că vă asumați niște riscuri unii dintre voi, pentru că alegerile care sunt în fața voastră nu sunt toate bune. De aceea apare acest risc. Dar văd o rezolvare, da? Acolo unde ați întâmpinat stagnări, tăcere, limite, unde ați fost limitați, unde ați fost dați la o parte, unde nu ați primit niciun răspuns, unde totul a stagnat sau s-a amânat, apare o soluție până la sfârșitul lunii noiembrie și voi reușiți cu alegerea pe care o faceți să vă fie bine. În dragoste avem regele de cupe. Văd că aveți de face cu un semn de apă, rac, scorpion, pești. Vorbim de foarte multă deschidere către iubire. <coughs> Cer scuze. O mai bună înțelegere cu persoana iubită. Văd și un semn de pământ, ori fecioară capricorn. Aici vorbim de foarte multă maturitate din punct de vedere emoțional. Mulți dintre voi veți simți o apropiere foarte profundă față de persoana iubită, față de persoana pentru care voi aveți anumite sentimente. Lucrurile încep să crească în intensitate, să vă apropiați, să apară încrederea, siguranța și sentimentul pur de iubire. Deci voi aici reclădiți sau clădiți sau reparați relații care au avut probleme în ultimul timp, dar văd o dragoste foarte puternică, foarte multă sensibilitate, emoție, promisiuni care vor fi și foarte posibil să fie de lungă durată. Da? Ceva, se, ceva prinde contur aici în viața voastră sentimentală. Poate fi o împăcare, o înțelegere, faptul că ați început să vă cunoașteți și vă dați seama că nu puteți trăi unul fără celălalt, indiferent câte probleme ați întâmpinat. Pe planul profesional avem uh, împăratul, o energie masculină care domină și regina de cupe. Aici pot apărea multe discuții la locul de muncă. Este o persoană autoritară uh, cu care aveți de-a face, dar văd că sunteți bine puși pe lângă această persoană. Da, Puteți avea anumite câștiguri pentru că văd foarte multă stabilitate, siguranță. Sunteți luați în vizor, dar într-un sens bun. Probabil o să vă meargă din ce în ce mai bine și din punct de vedere profesional, o mai bună înțelegere cu colegii de muncă, primiți o veste legată de un loc de muncă, aceia dintre voi care nu aveți un loc de muncă. Apare și posibilitatea să faceți anumite schimbări care să vă aducă niște câștiguri, o recompensă, sunteți recunoscuți pentru munca pe care o depuneți, sunteți lăudați, sunteți dați ca exemplu. Pentru cei care aveți un business, văd că o energie feminină vă ajută foarte mult să vă ancorați în afacerea respectivă și acea femeie vă aduce foarte mult noroc. Pe planul financiar avem un 8 de cupe. Renunțați la o sumă de bani, la un compromis, la o înțelegere, la un acord. Văd că lăsați ceva în urmă. Ia să vedem și ce anume. Un blocaj. Voi ați întâmplat foarte multe blocaje din punct de vedere financiar, poate ați avut datorii, poate nu v-ați descurcat foarte bine în ultimul timp, poate aveți de dat niște bani cuiva, dar văd că luptați și ați dorit ceva mai mult. Veți fi la o răscruce de drumul vis-a-vis de o sumă de bani nu aveți o idee cum să faceți sau cum să vă descurcați, dar să știți că toate soluțiile sunt la voi, toate rezolvările sunt la voi. Ia uitați ce succes vă așteaptă. Multe probleme sunt în casă, poate trebuie să investiți bani în casă, poate, trebuie să, poate voi sunteți singura sursă de venit în casă și văd un noroc un pic blocat, într-adevăr. Apare o întârziere de bani, poate vă puneți baza pe o sumă de bani care trebuie să intre și nu mai vine. Poate veni un ajutor din partea cuiva, dar nu îndrăzniți cumva să cereți ajutor din partea respectivă. Nu știu, parcă ar fi o persoană care ar putea să vă ajute cu niște bani, dar nu îndrăzniți. Voi vreți să câștigați mai bine unii dintre voi, dar tot așa nu aveți o idee bună, nu aveți un plan bun, nu aveți un început foarte bun, dar nu sunteți încrezători, pentru că succes ați putea avea. Pe sănătate avem un echilibru, foarte multă susținere, aveți un stil de viață destul de sănătos, echilibrat, dar aici poate apărea o problemă foarte brusc. Da? Poate aflați o veste despre sănătatea cuiva care vă șochează, <coughs> poate aflați că o persoană s-a însănătoșit după care brusc și-a revenit la acele probleme de sănătate pe care le-a intâmpinat. Primiți anumite vești legate de sănătate, unii dintre voi, dar vă foarte multe sacrificii, poate vă stresați foarte mult, poate încercați să clădiți ceva, de exemplu, dacă unii dintre voi vă doriți copii, sunteți entuziasmați că poate apare vestea cea bună și primiți o altă veste, apar anumite probleme, să spunem, pe sănătate, dar le veți depăși. Surpriza vine cu doiul de bâte. Asta înseamnă că voi o să vă rupeți de anumite situații din trecut, o să fiți un pic mai realiști cu ceea ce va veni în viața voastră pe viitor și în momentul actual văd că veți ține cu dinții de situația în care vă aflați, de o sumă de bani, de o relație, de un gând, de o idee. Da, sunteți foarte prinsi și ancorați de prezent și asta este bine, pentru că vă văd foarte porniți să aplanați un conflict, să scăpați de niște probleme care sunt de ceva timp în viața voastră, vă detașați de toate lucrurile acestea și vă mai relaxați, probabil aici vine surpriza, că văd și foarte multă tensiune în viața unora dintre voi. Provocarea vine cu o instituție de stat sau cu o persoană. Da, este vorba de o persoană care se impune foarte mult în viața voastră, și aici lucrurile se complică, sunteți obosiți. Poate fi vorba de muncă suplimentară, poate fi vorba de o instituție sau un proces prin care treceți voi și văd foarte multă epuizare. Vă doriți foarte mult să scăpați de acea tensiune. Ca să vă fie bine. Vă puteți baza pe ajutorul unui prieten, dar este o anumită persoană care se impune foarte mult în viața voastră și vă provoacă, într-adevăr, și vă obosește și vă epuizează de orice energie. Sfatul vine cu judecata și zecele de monede. Familia joacă un rol foarte important în viața voastră perioada următoare ca și sfat. Probabil trebuie să ascultați cineva din familia voastră sau să vă uniți familia mult mai mult. Aici vorbim mult despre iertare, despre căință, o informație legată de familie sau de o stabilitate, de o siguranță, dar cel mai vreo, probabil sfatul vine cu uniunea, da, casa, familia, văd că joacă un rol important în viața voastră trebuie să fiți mai apropiați pentru că aici, de aici pleacă problemele și tot aici se vor și rezolva. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbătrișesc pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!